Concentrată de poliție Bălți anunță demararea campaniei în municipiul Bălți cu genericul o jucărie pentru zâmbetul copiilor. Deci, jucăriile sunt ursuleții de pluș care vor fi acordați copiilor victime a infracțiunilor și contravențelor pentru a comuta starea de stres de la infracțiune, de la fapta comisă și de la victimizarea acestora la jucăria respectivă care este gingășă și foarte plăcută la atingere. Deci, cel mai important este ca să scoatem copilul din stres și să îi dăruim o jucărie. În fiecare automobil de serviciu vor fi astfel de exemplu de jucărie și angajații de poliție și la fața locului în cazurile când avem victime copii, minori sau vor fi acordate așa jucării, ca să-i puțin să ne ridicăm dispoziția, să-i liniștim, să-i calmăm. Deci de astăzi și în municipiul Bălți avem proiectul dat. Procedem un proiect binevenit, considerăm că copiii sunt tot ce ne sunt. Noi de asta ne putem să ne în ajutorul lor. Partenerii proiectul respectiv sunt Asociația Oftească Bunicii Grijulii și Asociația Femeilor din Poliție. Câți copii fiecare casă, fiecare copil va veni ce are acest. Fiecare automobil va fi mai multe jucării și fiecare casă. Cui aparține ideea? Ideea aparține conducerii de poliție. Deci noi ne alăturăm și o promovăm mai departe. Cât va dura? Nu, de acum de astăzi va fi în permanență. Fiecare caz de implicarea copilului într-o infracțiune, într-o contravenție gravă, copilul victimă va primi în dar jucărie respectivă și perioada este nelimitată. În Europa deja funcționează mai mulți ani și este binevenit. De asta în Moldova facem și așa un proiect inovator, în premieră. Deci de asta se începe. Pentru respectiv, pentru a scoate din stres. Putem să facem o excursie la automobile de serviciu pentru a vedea că toate sunt dotate cu ursuleții respectivi și deci Doamne ajută. Da, Doamne ajută. Mulțumim. Așa.